3, 2, 1. Aha, la noi în România. La noi în România. Sunt români care nu au de mâncare. Sunt români care mor prin spitale. Sunt români care își fac datoria. Așa trăim pe aici, la noi în România. Sunt români care nu au de mâncare. Sunt români care mor prin spitale. Sunt români care își fac datoria. Așa trăim pe aici, la noi în România. Avem salarii mici, că trăim de azi pe mâine. Sunt români în România care nu au bani de pâine. Hai mai muncesc o viață, pentru ce? Pentru bani, ci că-i criză financiare, dar trece în 10 ani. Am scăpat de comunism, dar comunismul e la putere. Când vine vorba de putere, toți vor să facă avere. Aceleași promisiuni ce se iau doar în campanii. Prostul să muncească, hoțul să numere banii. Cu tricolorul în mână, România am de dreptate. Că ne-am săturat cu toții să ne fure pe la spate. Se agravează starea, parlamentul nu-și dă seama că minciunile sunt livrate direct pe pâine cu rama. România a ajuns un ghetou al Europei. Că muncești ca un sclav pentru câțiva lei. L-ați împușcat pe cea Ceaușescu, acum regretați. Că statisticile arată, suntem prost etichetați. Sunt români care nu au de mâncare. Sunt români care mor prin spitale. Sunt români care își fac datoria. Așa trăim pe aici, la noi în România. Sunt români care nu au de mâncare. Sunt români care mor prin spitale. Sunt români care își fac datoria. Așa trăim pe aici, la noi în România. Dacă ar fi să plec, aș alege altă țară. România nu-mi oferă traiul bun ca de afară. România nu-mi oferă multe posibilități. De-aia pleacă toți, ca să scape toți de hoți. E realitatea crudă, văzută direct din stradă. E realitatea crudă, ce te lasă mască? Ce te lasă mască, dar chiar te lasă mască? Hai, nu zi nu! Noi putem schimba viitorul dacă vrem ceva mai bun. O să ne fie mai bine dacă alegem acest drum. Printre mii de greutăți trebuie să ai curaj. Ai căzut, te-ai ridicat, ai plecat în demaraj. Pun pariu cu tine că nu înțelegi ce zic. De-aia tac toți, nimeni nu face nimic. Și dacă nu mă crezi, înseamnă că ești al lor. Dar te rog, nu fura șansa românilor. Sunt români care nu au de mâncare. Sunt români care mor prin spitale. Sunt români care își fac datoria. Așa trăim pe aici, la noi în România. Sunt români care nu au de mâncare. Sunt români care mor prin spitale. Sunt români care își fac datoria. Așa trăim pe aici, la noi în România.